Scăderea puterii de cumpărare, dar și criza semiconductorilor în domeniul auto se simte puternic. În 2021, nivelul înmatriculărilor de autoturisme noi în România a atins 121.208 unități, în scădere cu 4,7% față de 2020, când au fost înmatriculate 126.351 de unități, anunța Asociația Constructorilor de Automobile din România. Cele mai multe mașini noi, înmatriculate anul trecut în țara noastră, au fost autoturisme Dacia, urmată de Hyundai, Toyota, Ford, Renault. Anul trecut au fost înmatriculate 395.759 de autoturisme second-hand, în scădere cu 2,29% față de 2020, când au fost înmatriculate 405.045 astfel de mașini. Este vorba de autoturisme second-hand înmatriculate pentru prima dată în România. În decembrie 2021, față de decembrie 2020, a scăzut numărul înmatriculărilor, atât în ceea ce privește autoturismele noi, cât și cele second-hand. Potrivit datelor Serviciului Public Comunitar, regim permisă de conducere și înmatriculare a vehiculelor Satu Mare, parcul auto a crescut anul trecut în județul Satu Mare cu 7667 vehicule în ultimul an. Potrivit Serviciului Public public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor satumare Mare, în 2021, în județul Satul Mare au fost emise 25.776 certificate de înmatriculare, față de 23.611 în 2020 și au fost radiate din circulație 4.387 de vehicule, față de 3.429 radiate în 2020. Asta înseamnă că în 2021, în județul nostru, au fost înmatriculat mai multe vehicule decât în 2020.